România ar putea fi lovită la toamnă de al șaptelea val COVID, avertizează ministrul sănătății Alexandru Rafila, în condițiile în care în prezent își face tot mai simțită prezența al șaselea val de infecții, în care varianta BA5-a Omicron continuă să fie dominantă. Conform Digi24, 5202 cazuri au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Menținem același procent de 20% de persoane care se reinfectează într-un interval de timp mai mare de 90 de zile. În ceea ce privește gradul de ocupare al secțiilor de spital, al paturilor alocate infecțiilor cu noul coronavirus, am ajuns la un procent de 17,18%, iar la terapie intensivă sunt internate 263 de persoane, reprezentând un procent de 14,69%. Creșterea este mai rapidă la numărul de persoane internate, puțin mai lentă la cazurile internate în secțiile de terapie intensivă, ceea ce indică mai degrabă o severitate mai redusă a tulpinilor circulante, a arătat Alexandru Rafila. El a anunțat că în ultima săptămână au fost raportate 149 de decese la pacienții infectați cu noul coronavirus, aproape de 3 ori mai mult decât cu o săptămână în urmă. Aici este o creștere care este importantă, de la 47 la 149 de decese, care nu este așteptată, pentru că odată cu înregistrarea unui salt al numărului de cazuri, apare și o creștere a numărului de decese. Ne așteptăm ca în perioada următoare acest indicator să crească în continuare, a spus ministrul. În ceea ce privește rata de pozitivitate a testelor de diagnostic, acesta a continuat să crească, dar se constată o încetinire a curbei de creștere. În ciuda unei aprecieri în urmă cu o săptămână că s-ar putea să atingem în această săptămână 70.000 de cazuri, 10.000 de cazuri pe zi nu s-a întâmplat, probabil că săptămâna viitoare, dar dacă lucrurile evoluează favorabil, poate nu o să atingem niciodată 70.000. Dar este evidentă încetinirea creșterii și ne-am bucurat să fie și susținută, nu doar o întâmplare statistică, a comentat ministrul sănătății. Întrebat dacă vede o încetinire a valului de infectări până la toamnă, ministrul a precizat că se așteaptă la o încetinire și o stabilizare la jumătatea lunii august. În toamnă e posibil să nu mai existe și n-aș vrea să facem speculații, dar toată lumea menționează posibilitatea existenței unui nou val pandemic. Spre sfârșitul anului, dacă una dintre tulpinile modificate care se transmite și mai ușor devine dominantă, aceasta este ciclicitatea acestei infecții, ne-am obișnuit cu ea. Întrebat dacă valul 7 ar fi posibil spre finalul acestui an, Alexandru Rafila a spus, e posibil și un val 7, dar nu vreau să speriem lumea, n-are niciun fel de rost, trebuie să fim echilibrați, important este să nu avem victime sau să fie cât mai puține, a menționat. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila relatează Digi24.ro.